Doamnelor și domnilor, vă spunem cu drag, bine ați venit la programul de televiziune intitulat Începe să trăiești. Mulți dintre noi ne ducem existența în virtutea inerției lucrurilor cu care ne-am obișnuit. Suntem blazați, nemulțumiți. Încercăm să privim câteodată la bucuriile vieții, dar nu ne satisfac pe deplin. Scrutăm viitorul și nu suntem prea optimiști. Și de multe ori ne identificăm cu o expresie biblică din Cartea Apocalipsei în care se spune: îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce e de făcut? Avem vreo șansă în jungla în care ne ducem existența? Marele Eminescu spunea în scrisoarea întâi: poți zidi o lume întreagă, poți să o sfărâmi orice ai spune, peste toate o lopată de țărână se depune. Negăsirea răspunsurilor la problemele fundamentale ale vieții ne face nesiguri și triști. Cu toate acestea, avem vești cât se poate de bune pentru fiecare dintre dumneavoastră de-a lungul unor prezentări excelente. Programul Începe să trăiești se desfășoară în perioada 21 ianuarie-13 februarie, în fiecare seară la ora 19, și vom debuta cu 4 prezentări pentru tineret, realizate de pastorul Daniel Chirileanu, după care vor urma 3 ocazii în care vom discuta despre sănătate, împreună cu doctorul Constantin Dinu, apoi vom avea 10 prezentări cu profil spiritual, în care pastorul Lucian Cristescu va răspunde la marile provocări ale vieții. Iar programul se va încheia cu 7 ocazii în care întrebările dumneavoastră își vor găsi răspunsuri. Așadar, în centrul atenției noastre în aceste prime prezentări sunt tinerii, cei mai vulnerabili, dar și cei mai puternici, viitorul de mâine al acestei țări și al lumii. Te provoc! Te provoc! Gândește-te la Dumnezeu și descoperă cine ești. Alege să trăiești la superlativ. Te provoc să ai mereu o inimă veselă. Fii ceea ce poți fi. Viața ta nu este un joc. Dumnezeu este arhitectul destinului tău. Prietenia ta valorează foarte mult. Dacă vrei în viața ta o prințesă, poartă-te ca un prinț. Te provoc. Te provoc. Nu te vinde pe nimic. Libertatea este darul lui Dumnezeu. Prețuiește-o. Te provoc ca dincolo de moarte, veșnicia să fie destinația ta finală. Libertatea înseamnă responsabilitate. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Visează mai mult decât întâmplări. Alege cu Dumnezeu destinul tău. Libertatea costă, deci păzește-o. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Depășește așteptările. Molipsește-ne cu zâmbetul tău. Dumnezeu știe viitorul. Întreabă-L pe El și apoi începe să desenezi finalul. Te provoc! Începe să trăiești! Începe să trăiești! Începe să trăiești!
Subiectul acestei seri se intitulează Provocarea Libertății. Și pentru a-l introduce, avem privilegiul să fie împreună cu noi domnul Ilie Iordăchescu, decanul Barului București. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Este România o țară liberă? România, în momentul de față, în opinia mea, este o țară liberă. Consider însă că abordarea problemei libertății este o problemă majoră care poate fi privită atât prin prisma unei libertăți absolute, dar și prin prisma unei libertăți relative. Depinde punctul de vedere din care este abordat acest concept. Nu poate să existe o libertate absolută nicăieri în lume, cu atât mai mult în România. Din cauza aceasta, atât la nivel internațional, dar și pe plan național, intervine legea care, de multe ori, restrânge sfera libertății. Această restrângere a sferei libertății este necesară. În caz contrar, s-ar ajunge la anarhie. Fiecare individ ar percepe libertatea din punctul său de vedere, în ipoteza în care ar exista o libertate absolută. Care sunt limitele libertății atunci? Libertății sunt restrânse de către lege. Chiar Constituția acestui stat arată foarte clar care sunt limitele restrângerii libertății și anume sunt prevăzute anumite cazuri când statul poate să impună o restrângere a acestei libertăți. Din cauza asta rămân la opinia pe care o exprim astăzi în fața dumneavoastră că libertatea și în țara noastră este relativă, nu discutăm de o libertate absolută. Ce ne-ar putea îngrădi libertatea în afară de lege? Că legea, de fapt, ne conservă libertatea, nu ne îngrădește libertatea. Libertatea poate să fie atât din punct de vedere al conștiinței, dar poate să fie și o libertate percepută fizic. În momentul în care discutăm de o libertate a conștiinței, evident că ne raportăm la fiecare individ în posibilitatea lui de a fi liber în ceea ce gândește. Deci e vorba de o libertate în gândire. În momentul în care abordăm problema libertății fizice a fiecărui individ, bineînțeles că survine această lege care îngrădește, pentru că un individ dintr-un popor nu poate să facă ceea ce dorește în așa manieră încât prin libertățile pe care el le înțelege să ducă la cu totul altceva și anume la deranjarea celorlalți indivizi care compun un anumit popor. Dacă nu se respectă asemenea reguli, asemenea legi, că la urma urmei legea este o regulă, în mod inevitabil se ajunge, așa cum am anticipat, la anarhie, fiecare înțelegând libertatea conform concepției sale. Vă mulțumim mult, domnule decan. Vă mulțumesc și eu, Lara. Dragi prieteni, vă invit să urmărim un material realizat de colegii noștri despre această problematică sensibilă a libertății pe stradă, când semenii noștri ne vor afirma câteva lucruri. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii liber? Să fii liber, în primul rând, să ai dreptul la informație și să fii informat. Informația prezintă libertate și să cunoști legea. Să-mi pot exprima opinia și să nu fiu obligat să respect anumite reguli care nu-mi convin. Să fii liber, probabil că să faci tot ce-ți dorești, să faci ce te simți tu mai bine, să faci sau, nu știu, să te simți în largul tău. Să nu ai constrângeri. O lege mai veche spunea că să fii liber înseamnă să nu depinzi de nicio regulă și de absolut nimic. Iar eu, una sincer, nu pot să nu depind de o persoană sau de lucruri materiale. Care este avantajul integrității? Merită sau nu merită să fii un om de caracter? Merită să fii un om de caracter. De ce? Fiindcă și ceilalți te vor respecta dacă tu îi respecti. Păi merită, mai ales că zilele astea sunt din ce în ce mai puțini oameni care reușesc asta. Merită pentru că te simți bine cu tine însuți. Pentru unii merită, pentru alții nu merită. Unii vor bani, alții vor altceva. Deci fiecare ce vrea, ce dorește fiecare, ce dorește el. Da, pentru că altfel toată lumea s-ar duce de râpă. Ar deveni tot o mare turmă. Merită. De ce?
pentru că în felul ăsta poți să devii o personalitate, nu neapărat o persoană care să fie cunoscută de toată lumea, ci să fie respectată. Dacă nu ești un om de caracter, cine te bagă în seamă? Cine mai vorbește cu tine? Unde ai, ai uși deschise? N-ai nimica. Ești ultimul om. Bineînțeles, trebuie să fim integri în tot ceea ce facem, toate activitățile noastre. Cel de-al doilea invitat al nostru în această ocazie este domnul Gelu Panait, jurist, teolog și comisar în rezervă. Bine ați venit! Vă mulțumesc mult de invitație! Care este prețul libertății? Așa cum în viață se plătește un preț a tot ceea ce faci, și libertatea presupune un preț, dar prețul acesta poate să fie spre binele tău sau poate să fie întors împotriva ta. Dacă te încadrezi în ceea ce înseamnă cadrul legal. Sigur că și cadrul legal, și aici putem sta de vorbă mult, pentru că cadrul legal îți poate fi favorabil sau poate fi împotriva ta. Și interpretabil. Și interpretabil. Noi, vis-a-vis de interpretare, avem experiențe destul în ultimii 20 de ani, dar revenind la ceea ce spuneți noastră, deci dacă cadrul legal te favorizează, atunci este un element benefic. Dacă anumite lucruri totuși sunt binevenite, dar tu nu le înțelegi, îți trebuie un element de conduită până la urmă, ca să poți să trăiești într-o societate unde sunt respectate regulile de bază ale societății. Reguli de bază care noi în domeniul juridic le găsim în legea statului respectiv, plecând de la Constituție, legea fundamentală, până când la celelalte legi și, de ce nu, elemente de aplicare ale lor în viața de zi cu zi. Dacă o să mă întrebați cum percepem noi libertatea vis-a-vis de statusul nostru, va fi în funcție și de la nivelul la care ai ajuns. Că așa este. Cu cât cunoști mai mult, cu atâtea înțelegi elementele de constrângere aparent, dar care vin să te protejezi. Și ai și o posibilitate, până la urmă, chiar dacă ți se pare că ești restrâns în libertatea ta, de a te adresa organelor care sunt chemate să te protejeze. În acest context al așa zisei îngrădiri a libertății, în urmă cu mii de ani, Dumnezeu a scris cu degetul său pe table de piatră legea celor 10 porunci, decalogul. Cum vedeți aceste porunci în relație cu libertatea noastră? Sunt minunate. Vreau să vă spun că elementele și dreptul, că el e juridic, că este un drept legat de toate sferele dreptului penal, roman, toate își trag esența din cuvântul lui Dumnezeu. Legea de bază de decalogul, legea celor 10 porunci, este cel mai bun dreptar pentru om. Pentru din om sau păcate, pentru evrei? Pentru om. Legile, să știți mai bine decât mine, că ele au fost date pentru oameni. Nu spune acolo pentru evrei. Și suntem conștienți că trebuie să ținem seama să nu furăm, să nu mințim, să nu ne comportăm așa cum, să avem grijă de părinți, să ne iubim aproapele. Auziți ce elemente extraordinare. Dacă te duci în legea aceasta omenească, care oamenii au făcut-o și de multe ori au modificat-o și după cum vor ei, vei găsi elemente care sunt imperios necesare a se alinea cu legea lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr se vrea binele omului. Dacă nu se vrea binele omului, vei găsi și elemente care sunt în afara legii lui Dumnezeu. Ce ar putea să facă un tânăr ca să-i placă legea? Păi în primul rând să o înțeleagă. În al doilea rând să vadă de unde vine legea. Cine stă în spatele legii? Dacă stă Dumnezeu și este creatorul și cel care te iubește, îți dai seama că a pus acolo tot ce trebuie ca să-ți fie bine. Iar al treilea, deci legea protejează libertatea. Sigur că legea protejează libertatea și o îmbracă într-o haină frumoasă care, dacă ar fi respectată așa cum stă scris de către Dumnezeu, în cuvinte care sunt cele 10 porunci, sigur că da, dar cu aplicativitate mult mai mare, atunci elementele din societate și elementele acestea juridice ar fi spre beneficiul oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc din suflet. Muzica va fi liantul care ne va îndulci inima în fiecare ocazie a programului Începe să trăiești. Vom debuta cu piesa Spre cerul slavei. Cântă
grupul vocal mixt a capela Sens din Bacău, conducător Marius Lupu, aranjamente de Adina Lupu. Spre cerul slavei necuprins în șoapta rugii sfinte, a noastre inimi s-au deschis înaintea ta, Părinte, izvor de pace și de vorbi despre pastorul și poetul Daniel Chirileanu este un lucru extrem de greu în câteva secunde. Pentru că în fiecare moment al zâmbetului său, el ascunde creativitate, modestie, bucurie ascunsă și dragoste de tineri. Pastorul Daniel Chirileanu ne va ghida în fiecare prezentare de tineret în labirintul vieții moderne. Azi, prezentarea poartă titlul Provocarea Libertății. Când ai fost cu adevărat liber? Ce te face să crezi că ești liber cu adevărat? Ce crezi? Dumnezeu ar vrea să fii liber sau un supus necondiționat? Am citit că există oameni liberi. Știai că libertatea este un dar? Dar că libertatea se păstrează. Nu există libertate fără respect. Nu există respect fără principii.
în general, ne ferim de hoți, de cei ce fură ceva din lucrurile noastre. Dar la fel de mult ar trebui să ne păzim și de cei ce aduc oferte fatale în viața noastră. Am în minte o cugetare a lui Solomon din Proverbele, care spune așa: păzește-ți inima mai mult decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Un om cu adevărat liber este acela care nu are constrângeri nici din interior, nici din exterior. Dar aș vrea să te întreb, e posibilă o existență fără conflicte? Prin urmare, e posibilă libertatea? Ce este libertatea? Se poate vorbi de libertate atunci când spun ce vreau? Când fac orice gest? Sunt liber atunci când nu stau la rând și mă comport ca un tupeist? Sunt liber când distrug lucruri? Când deranjez programul cuiva? Când aleg să fac gesturi necugetate, să mă arunc de pe o clădire, spre exemplu? Libertate înseamnă să locuiesc într-o clădire părăsită doar pentru a nu fi în preajma părinților mei? Libertatea e o chestiune de opțiune. Din momentul în care omul a păcătuit și s-a îndepărtat de Dumnezeu, a pierdut libertatea. Din acel moment, omul este supusul cuiva. Pot alege să fiu supusul opiniei publice. Am însă o problemă. Opinia publică are dezavantajul că este foarte schimbătoare. Acum mă poate face erou pentru o secundă, mă poate face vedetă, superstar, dar în următoarea secundă, dacă se schimbă moda, dacă se schimbă profilul, orientările, politica, opinia publică dă cu mine de pământ și mă desființează. Nu pot încheia un contract cu opinia publică. Aș putea încheia un contract cu diavolul, spre exemplu. Ce ar fi să închei un contract chiar cu el, care este, e adevărat, dușmanul cel mai mare al oamenilor, dar având un contract cu el, aș putea fi oarecum protejat. Problema cu diavolul este că ar trebui să încep să mă comport ca un infractor, ca un satanist. Să merg prin cimitir, să distrug morminte, să-mi fac tăieturi pe corp, să devin un ciudat, un om periculos. Asta este. Cu diavolul nu poți fi prieten decât dacă te comporți ca un infractor. Dar atunci când ești un infractor, te simți mereu vinovat. Vinovăția înseamnă nefericire. În concluzie, un parteneriat cu diavolul mă va face nefericit pentru totdeauna. Nu cred că tu sau eu preferăm un asemenea parteneriat. Mai este însă și o a treia posibilitate. Hai să-ți arăt. Libertatea nu e un lucru foarte ușor de purtat. Seamănă foarte bine cu acest rucsac. Știi ce am în rucsac? Am aproape tot ce reglementează libertatea. De exemplu, am un foarte greu dicționar al limbii române. Ca să pot vorbi corect, am nevoie de o reglementare în acest domeniu. Ca să pot fi un conducător auto, care se comportă ca un om liber, am nevoie de codul rutier și de cel actualizat. Când merg pe undeva,
ar trebui să știu bunele maniere și port asta în bagajul meu numit libertate. Evident, am cu mine și cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia și care îmi reglementează comportamentul. Când toate lucrurile astea, plus încă multe altele, codul civil, orice cod de comportament ar fi cazul, le am pe toate în acest rucsac pe care îl numesc libertate. Credeam că nu mai ajung. Aș putea încerca să duc singur povara libertății, dar ai văzut, nu pot. Aș putea să fiu prieten cu Dumnezeu, să fiu partener cu El, numai că un contract cu Dumnezeu, știi ce înseamnă? Vreau să-ți citesc o invitație pe care Dumnezeu ne-o adresează în Evanghelia după Matei, la capitolul 11. Fii atent cum spune. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Ai auzit? În timp ce opinia publică îți promite celebritate, în timp ce satana îți lasă libertate maximă, libertatea de a-ți face rău, chiar și libertatea de a te sinucide, Dumnezeu vine și propune o povară, un jug. Ce părere ai de asta? Nu-i așa că e îngrijorător? Descurajant? Poate că ar fi, însă am încă un fragment din Biblie, scris în Psalmul 68, versetul 19. Vreau să ți-l citesc și pe acesta. Binecuvântat este Domnul care zilnic ne poartă povara. Neașteptat de frumos, nu? Adică Dumnezeu îmi propune un contract, îmi vorbește despre o povară, aceea libertății care trebuie purtată, dar
povară pe care, spune el, fii liniștit, știu că e grea, dar am să o duc eu. Voi purta eu rucsacul tău. Ai văzut cât de mult a contat pentru mine faptul că cineva mi-a luat povara, altfel nu ajungeam aici. Ce am eu de făcut în acest caz? Mai am de răspuns, practic, un da. Am de dat un răspuns afirmativ și să spun, da, Doamne, sunt de acord. Du-mi tu povara. Libertatea poate fi păzită dacă aș ridica în jurul meu niște ziduri. Aș putea păzi libertatea mea? Dacă m-aș izola din societate pentru a nu fi provocat să greșesc, dacă aș desființa internetul pentru a nu fi ispitit să navighez pe site-uri interzise, dacă aș arunca iPhone-ul pentru a evita muzica dăunătoare, sau dacă aș arunca din viața mea lucrurile care mă atrag, aș fi mai liber? Evident că nu. Închizându-mă între ziduri, de fapt, odată cu ocrotirea libertății mele, devin și eu un condamnat. Izolarea nu înseamnă libertate. Singurătatea nu mă face liber. Nu aș fi liber dacă n-aș mai deschide gura de teama de a nu greși sau a mă arăta sincer. Libertatea înseamnă să învăț, să mă controlez, să fiu stăpân pe mine însumi. Singurătatea poate fi un dar, însă nu pentru totdeauna și nu atunci când mă frustrează. Relațiile pot fi fericite dacă aplic principii corecte. Prin urmare, vă propun să nu vă izolați. Libertatea trebuie asumată, păzită, dar nu în izolare. Ca să fii liber, este nevoie de principii. Singura soluție pentru păstrarea libertății este nu izolarea, ci educarea și înarmarea cu principii corecte de viață. A trăi liber înseamnă să ai principii. Un om cu principii este prieten cu Dumnezeu. Trăiește liber! Pot fi doar slujitorul cuiva. Pot fi slujitorul opiniei publice. Pot fi slujitorul lui Satana sau al lui Dumnezeu. Ține minte aceste cuvinte ale psalmistului. Binecuvântat este Domnul care zilnic ne poartă povară. Vreau să închei cu un citat din scrierile profetului Isaia, un foarte cunoscut profet, în capitolul 46, versetul 4. Până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la căruntețile voastre, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, zice Domnul.
În vremea adolescenței mele aveam un prieten care îmi spunea: „Băi, Cornele, ce rău este la voi!" L-am întrebat: „De ce este rău la noi?" „Ce, tu nu ești liber, nu poți să faci ce vrei, nu poți să mergi în stânga, în dreapta." Și m-am uitat cu drag în ochii lui și am spus: „Dimpotrivă, cred că înțelegi lucrurile greșit." „Cum adică?" „Eu sunt liber, tu nu ești liber." „Cum adică tu ești liber?" „Dacă vreau, eu beau alcool, dacă nu vreau, nu beau alcool. Dacă vreau, fumez, dacă nu vreau, nu fumez. Așa că eu sunt liber și tu ești rob. Pentru că dacă tu vrei să nu mai bei alcool, nu poți face lucrul acesta." Într-o seară, mândru îmi spunea: „Mâine mă duc la chef." Era ziua de vineri. Luni la școală îl întrebam: „Ai fost la chef? Cum a fost?" Plin de zdrobire și durere îmi spunea: „Nu se vede. Să spun, am fost la chef, am băut toată noaptea, după aceea mi-a fost rău, ah, ce m-am distrat." Aceasta este lumea în care trăim. Probabil că aceste gânduri le-ai avut și tu. Și te gândești, asta este distracția, asta este viața, asta este libertatea. Un mare psiholog german, evreu de fapt, Viktor Frankl, spunea că pe malul estic al Americii se află statuia libertății. Ar fi bine însă pe malul vestic să se afle și statuia responsabilității. Pentru că libertate fără responsabilitate înseamnă anarhie. Au mai trecut ani. Pe la 20 de ani am fost internat cu niște probleme de sănătate în spitalul militar din Timișoara. Într-o seară, împreună cu alți recruți, pentru că eram în armată, am povestit despre una, despre alta, și toți băieții se lăudau cu câte aventuri au avut ei la activ. Au întrebat și pe mine. Și am zis: „Băieți, eu nu cred că este corect să ne batem joc de o fată." „Cum? Vrei să spui că tu ești diferit?" „Da, sunt diferit." În noaptea aceea am luat ceea ce în limbajul ostășesc se numea țambal. Adică mi-au întors patul în care dormeam, mi-au întors salteaua, astfel încât în timpul somnului am dat cu fața și cu capul de grilajul acela al patului. Nu știam ce se întâmplase și îmi ziceam: „De când am fost mic, n-am mai căzut din pat." Dar după aceea am aflat un lucru. În ciuda faptului că s-au purtat atât de rău cu mine, în adâncul sufletului ei mă apreciau. Dacă ai niște valori, dacă ai niște limite, prietenii tăi te vor aprecia, chiar dacă n-au curajul pe față să mărturisească lucrul acesta. Și apropo, care mașină credeți că este mai liberă? Cea care are frâne sau cea care nu are? Care tren credeți că este mai liber? Cel care merge pe șine sau cel care deraiază și merge pe unde vrea el? Care avion este mai liber? Cel care ține legătura cu turnul de control sau cel care a pierdut legătura cu turnul de control și plutește în derivă și nu se știe cât combustibil mai are? Tu în care ai vrea să fii? Libertatea înseamnă capacitatea cu care Dumnezeu a riscat să ne înzestreze viața pentru că ne-a iubit. Cred că ar trebui să ținem cont și de El atunci când ne-o trăim. Așa că slogane de tipul „Trăiește-ți viața pe măsura potențialului uman", „Nu există păcate, există diferite stiluri de viață" sau „Am o viață, fac ce vreau cu ea", nu se potrivește aici. Îmi spunea o tânără: „Simt cum viața trece pe lângă mine. Aș vrea să fac mult mai multe lucruri, să fac multe nebunii." Și cu ce te alegi în urma acestor nebunii? Trăiește liber, gândește liber, dar ține cont de limitele pe care Creatorul le-a pus în viața ta. Pentru că le-a pus tocmai pentru a te proteja. Nu am văzut pe nimeni care, mergând cu mașina pe un drum șerpuit de munte, să spună: „Ce oameni răi ăștia de la Ministerul Transporturilor au pus balustrade în curbe,
să nu mergem noi pe unde vrem. Eu vreau să merg pe aici, sau vreau să merg pe partea cealaltă. Vreau să intru direct în prăpastie. N-am auzit pe nimeni spunând așa. Ci cu toții ne gândim, bine că sunt balustradele, dacă alunecăm cumva să nu cădem în prăpastie. Poruncile divine, limitele divine, sunt ca niște balustrade pentru a ne opri căderea atunci când alunecăm. De aceea, Creatorul te iubește și atunci când îți cere să ții cont de niște limite. E posibil să spui în această ocazie, sunt tânăr și viața mă cheamă spre culmi. Fac ce vreau. Împing lucrurile până la maxim. Un lucru despre care vom mai discuta și în serile viitoare va fi sexul. Cu siguranță că te gândești că este posibil să ai foarte multe aventuri. Pentru că există atâtea metode de contracepție și atâtea metode de protecție. Aș vrea să te întreb, știi cam câte milioane de virus SIDA activi în cap pe suprafața unui singur punct pus la sfârșitul propoziției? Imaginează-ți, peste 30 de milioane de virus SIDA activi. Așadar, a face dragoste protejat sau neprotejat este un mare risc. E bine, vei spune, eu știu, sunt inteligent, mă protejez. Este ca și când ai încercat să faci baie într-un lac în care ar exista un singur crocodil. Sau într-un alt lac în care ar exista 10 crocodili. În care dintre cele două lacuri te-ai simțit confortabil să înnoți? Ești liber. Niciunul? De ce? Este un singur crocodil. S-ar putea să nu vină la tine. E bine, vezi, aceste lucruri sunt profunde. Dumnezeu îți cere niște limite pentru protecția ta. Despre această poveste a dragostei Creatorului ne va cânta Aldana Cazacu, o tânără de 12 ani din Bacău, un talent extraordinar, care ne va oferi piesa Cândva mai de mult la pian, Simida Gherghe. Să le ascultăm.
Mâine seară la aceeași oră vă invităm la cea de-a doua prezentare cu titlul Provocarea identității. Cine sunt eu? Cine ești tu? Care este sensul vieții noastre? De unde venim? Care sunt lucrurile care ne dau identitate? Care sunt lucrurile de valoare? Ce contează cel mai mult în această lume? Vă așteptăm cu drag alături de noi să aflăm răspunsuri la aceste provocări. În final, vă oferim piesa O, Domnul meu. Cântă grupul vocal mixt Andante din Craiova, la pian Jennifer Cică. Sunt Cornel Drăvășan și nu uitați să ne vizitați și pe adresa www.începesătrăiești.ro, unde puteți interacționa și cu noi și puteți scrie întrebări și reacții. La revedere!